Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Dacă ziua ta de naștere se încadrează în 21 mai, poți fi comparată cu o veveriță într-o Te grăbești din loc în loc, întâlnești în mod constant oameni, aici și acolo colectând de tot felul de informații. Ești un tovarăș minunat, întotdeauna gata să împărtășești celor din jurul tău ceea ce ai învățat. Preferând să mergi pe vârfuri, în timp ce stăpânești perfect esența problemei și pozițiile cele mai importante, o înțelegere mai bună a oamenilor și mai subtilă a unor situații, îți permis să intri adânc în detalii. Motivul pentru aceasta constă în faptul că această dată de naștere se încadrează în momentul de tranziție de la tauri la gemeni, ceea ce înseamnă că ai primit pe deplin caracteristicile ambelor semne zodiacale. Deoarece nu cunosc oră nașterii tale, te voi analiza ca aparținând semnului zodiacal taur. Tu nu numai că vezi mult mai departe, ci ai și capacitatea de a-ți atinge obiectivele. Odată angajat într-o luptă, rămâi participant multă timp, indiferent de cât de greu s-ar putea dovedi a fi. În acest sens, tu nu ești deloc ca oamenii care renunță cu ușurință, fie îți pierzi interesul, fie continui să avansezi doar pentru că nu cunoști pacea. Tu ai un simț deosebit de puternic de atingerea componentelor tactile, sensibile și fizice ale existenței umane. Cu toate acestea, transformarea materiei fizice grosieră în alte forme mult mai rafinate constituie adesea esența perspectivei tale. Semnul tău zodiacal aparține constelației taur. Taurul este direct legat de semnele elementului pământ, care se disting prin următoarele calități puternică în afecțiune, liniște, fiabilitate, dragoste de natură și frumusețe. Datorită influenței iubitoare a planetei Venus, te distingi prin vivacitate, distracție și plăcere. Ești prietenoasă și fermecătoare, nu fără dezavantaje, te îndrepți cu ușurință spre extreme, în special în divertisment și plăcere, fiind, de asemenea, vulnerabilă la farmecul vanității. Luminozitatea sentimentelor poate fi transformată din satisfacție într-o exagerare obsesivă a oricărei suferințe. Principalul lucru este ca simțul frumuseții și al prieteniei nu ar trebui să se transforme în extravaganță și exces. Venus, îți dă dragoste de viață și capacitatea de a te bucura de lucruri mici, dar există și o parte reversă a monedei, datorită influenței lui Venus pot suferi de dorința excesivă de plăcere. Din moment ce Venus are o influență foarte puternică, nu va interfera cu învățarea de a te opri din impulsurile tale pentru că orice trăsătură pozitivă se poate transforma într-una negativă, astfel încât dragostea ajunge în gelozie și dorința de distracție în risipă. Guvernatorul tău astral este Venus. Planeta Venus este responsabilă pentru un sentiment de frumusețe, precum și pentru abilitatea de a manevra bani, această planetă este favorabilă pentru artiști, boemi, pictori și cei care lucrează cu bani, planeta ta în exil este Pluto. Lui Pluto îi poți mulțumi pentru incapacitatea de a gândi strategic și de a fi generoasă, ești activă, niciodată nu stai într-un loc, tu prețuiești informațiile, noi conexiuni, cunoștințe și mișcări constante. Îți place să împărtășești informații și cunoștințe noi, întotdeauna fericită să vorbești. În ciuda faptului că, de cele mai multe ori, studieze doar superficial subiectul, adesea știi mai multe despre el decât mulți dintre aceia care studiază această zonă a cunoașterii de multă timp. Tu nu aparții mulțimii de visători idealiști, Preferi să fii în centrul luptei și să lupți împreună cu societatea sau, din potrivă, împotriva societății. Cu toate acestea, sloganele tale de luptă se dovedesc a fi lipsite de interes propriu, dar se întâmplă să și în apărarea altora. Tu aparți mulțimii celor care dau mai degrabă decât să ia. Poți avea probleme cu acceptarea de cadouri sau ajutorul altora. În acest sens, se poate spune că viața ta este un spectacol cu un singur om, nu ai nevoie de un manager sau de un specialist în relații publice. Tu preferi să faci singură lucrarea de la început până la sfârșit. Universul a aranjat cumva astfel încât banii pentru punerea în aplicare a proiectelor tale să vină adesea în ultimul moment. Aparent, încrederea ta în corectitudinea drumului ales este atât de mare, încât atenția și sprijinul de care ai nevoie nu trebuie să te depășească. Cu toate acestea, se poate întâmpla să lucrezi de ani de zile fără nimic, devenind obiectul unor reproșuri ridicole și disprețuitoare, dar chiar și aceste lucruri nu te înstrăinează de planurile tale. Persoană dominantă, ești fericită când alții se află în prezența ta, adevărat, poți fi tăcută toată viața fără să-ți fie exprimat ideile tale strălucite, pur și simplu îți pierzi vocea stând în spatele partenerilor rudelor sau copiilor. În astfel de cazuri te confrunți în mod inevitabil cu chinuri de conștiință și de autoumilire. De fapt, tot ce ai nevoie este curajul de a acționa, iar apoi ai fi avut succes. În ansamblu, ziua ta de naștere te predispune la realizări considerabile. Cu toate acestea, ar trebui să fii atentă la aroganță și egoism, nu ar trebui să te joci. Este necesar să-ți regândești periodic motivele personale pentru a te asigura de propria ta lipsă de păcat și de altruism, ar trebui să înveți să ai și să dai, și că nu este rușinos să accepti ajutorul altora, te distingi față de alții nativi din taur prin astfel de trăsături speciale, farmec, dependență și curaj, Este una dintre cele mai frumoase femei ale constelației zodiacale caracterizată de o puternică energie sexuală. Deseori devi sufletul petrecerii, fără a pretinde conducerea necondiționată. Cum afectează data de 21 mai soarta ta? Îți atingi întotdeauna scopul propus și ai capacitatea de a calcula perspectivele și oportunitățile viitoare ale proiectului actual. Dacă te ocupi de orice afacere, atunci consideri că este datoria să o duci la un final de succes. Aici, nici o dificultate suplimentară nu te va forța să abandonezi, să te întinzi pe canapea și să te gândești la lucruri abstracte nu este în natura ta, tu încerci să pui orice idee în practică, domeniul tău de activitate, se află în aspectele pur materiale și fizice ale ființei, cu toate acestea, tu încerci să transformi această materie luminoasă în ceva mai sublim și subtil, ai tendința să vorbești în apărarea intereselor publice, nu este tipic pentru tine să rătăcești cu capul în nori. Ești întotdeauna în centrul evenimentelor, participând de direct la ele, susținând ideile mulțimii sau vorbind împotriva lor. Deși uneori interesul tău este ascuns în scopul final pentru care lupți, participarea ta la evenimentele sociale este completă dezinteresată, deoarece ai dificultăți în a accepta daruri de la oameni sau orice semne de atenție. Înțelegerea și aprobarea celorlalți este importantă pentru tine, dar poți ca întreaga ta viață să nu îndrăznești să-și din umbra colegilor tăi, să treci treptate la independență. Aceste lucruri te împiedică, ideile nerealizate rămân pe capul tău, provocând un sentiment dureros de regret și inferioritate. Viața ta este în mâinile tale, să acționezi sau să lași totul neschimbat, este decizia ta trebuie să poți să primești ajutorul altcuiva, pentru că toți oamenii au uneori nevoie de sprijin și singură nu poți depăși dificultățile, indiferentă de cât de independentă dorești să fii. Dragoste și compatibilitate În dragoste și relații romantice ai nevoie atât de stimulare intelectuală, cât și fizică. Emoțiile pasionale și apropierea prea pronunțată te pot speria atunci când intimitatea se transformă în sațietate, cauți o relație mai proaspătă și mai puțin restrictivă. Cele mai bune uniuni ale tale sunt formate cu alți reprezentanței elementului pământ, respectiv fecioara și capricornul. Toate cele trei sunt stabile, serioase, nu caută relații casual, iubesc plăcerile senzuale și confortul. În același timp, relațiile cu reprezentanții aerului, Balanță și gemeni, de regulă, nu se termină bine. Tu fiind mai brutală și mai puternică ești iritată de superficialitatea și detașarea, lipsa de responsabilitatea unui astfel de partener, desigur, îți poți găsi fericirea în brațele semnelor de apă ale zodiacului, rac sau pești, cu toate acestea, ar trebui să fii pregătită pentru schimbări frecvente ale dispoziției și o detașare din partea partenerului. O alianță inconsecventă, dar pasională este posibilă cu scorpionul. Vărsători aduc rebeliunea și lenea în viața ta de femeie practică și în constanța lor vor distruge rapid armonia din pat. După 30 de ani, îți vei fi schimbat prioritățile și opiniile filozofice și, prin urmare, sunt posibile variante ale apropierii tale de semnele de foc, berbecul și leul. Unirea cu berbecul îți poate adăuga o putere de viață dinamică și efervescentă, dar în mare parte se bazează pe sex, nu pe interese comune. O unire implacabilă și egoistă te așteaptă cu leul, dar cea mai rară opțiune este relația cu săgetătorul. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră. Ești foarte puternică intenționată, nu te tem loc de confruntări, oricât de greu ar fi. Nu te vei îndepărta de la obiectiv. Te străduiești să-ți aduci ideile la viață, să-ți demonstrezi talentele și performanțele. Tu nu te vei preda și nu-ți vei pierde interesul, focul tău arde pentru o lungă perioadă de timp, uneori toată viața. Tu iubești să acumulezi și să transformi idei materiale grosire în unele ideologice subtile. Ești extrem de atrasă de a servi în beneficiul societății, încerci să faci această viață mai bună, la locul de muncă, ești obișnuită să faci singură toate etapele lucrării, iar banii pentru realizarea proiectelor tale, îi găsești de multe ori întâmplător și în ultimul moment, ești mereu complet sigură că ai dreptate și că este nevoie de ideile tale pentru societate, sănătate și boli activitatea pe care o desfășori poate să te ducă la probleme de sănătate. Din motive de atingerea obiectivului, poți lucra fără odihnă și ai putea într-o zi să-ți submineze destul de puternic sănătatea. Pentru atingerea scopurilor, tu pur și simplu te torturezi. Entuziastă și optimistă, observe adesea prea târziu că ești deja bolnavă. Un alt obicei periculos al tău, o ignorare totală a limitărilor fizice atât ale tale, cât și ale celorlalți. Deci, dacă vrei să trăiești mai multe de 50 de ani, ar trebui să-i aminte atât la semnalele date de corp, cât și la sfatul prietenilor și medicilor. Ești predispus să îți supraîncarci sistemul nervos. Din fericire, este cel mai durabil. Deoarece tu consumi o cantitate enormă de energie, ar trebui să mănânci în mod regulat un pui de somn scurt după amiază face cu adevărat minuni, cu excepția cazului în care provoacă insomnie în timpul nopții. Destinul și norocul, universul ți-a dăruit o natură pasională și sensibilă. Viața ta este plină de contradicții. Te poți caracteriza prin acțiuni ciudate, lipsă de tact și maniere abrupte, care te vor împiedica foarte mult în viață. Nevoia constantă de iubire va complica viața ta și, pe această bază, sunt posibile gânduri negre. Ești înzestrată cu o mare energie mentală, rapidă și activă. Dacă îți îndrumi abilitățile pentru totdeauna și le folosești în mod corect, îți vei putea schimba viața, vei deveni fericită. Sfaturi pentru tine. Trebuie să ai curajul de a transmite lumii ideile tale, altfel nu vei fi mulțumită de reproșurile conștiinței tale toată viața. De asemenea, ar trebui să te abții de la a lua poziția sacrificială a celor mai nefericiți și deprimați și să eviți comportamentul prea egoist și arogant. Examinează-te de aproape. Examinează-ți motivele. Învață să accepti ajutorul celorlalți și n-ar strica să fii din când în când vulnerabilă. Abordează sarcini mai mărunte, dar și proiecte mari. Nu-ți strică să fii politicoasă și amabilă. Odihna este importantă. Amintește-ți că nu numai corpul ci și sufletul trebuie să se odihnească. Ce cadouri ți se potrivesc? O femeie misterioasă și senzuală ca tine este puțin probabil să fie mulțumită de calitatea de membru al unei sări de sport sau de o excursie la o stațiune de schi, preferând un solar sau un coafor. Calitatea și confortul sunt ceea ce meriți cel mai mult. Tu preferi cadouri scumpe? Deși nu vei afișa dacă le evaluezi mai puțin decât prețuiesc, chiar și un cadou scump în acest caz nu va face toți banii. Programul obligatoriu al unui cadou pentru tine include florile și ceva delicios, grozav dacă este făcut cu mâinile celui care dăruiește, dar nu amator, poate aproape profesionist. În plus, coniac sau vinul preferat, o cutie de bomboane delicioase. Deși există tauri mai modești, care va accepta coniac ca un cadou? Cel care îți face cadoul trebuie să rețină că nu distingi prea bine un coniac de altul sau o cuție scumpă de ciocolată, de una frumos colorată și necunoscută luată de la chinezi, decât o focătură, mai bine ceva practic și durabil. Tu iubești confortul, astfel încât pernele, păturile, papuci așternutul bun și tot felul de diferențe care împodobesc și facilitează existența noastră muritoare pot intra în deliciul cadoului tău. Aurul și pietrele reale sunt întotdeauna în favoarea ta. Ambalajele nu trebuie să fie mai puțin elegante decât cadoul. Dacă într-adevăr cineva dorește să-ți ofere un set de produse cosmetice sau o sticlă de parfum, nu este nevoie să se implice în culori strălucitoare și mirosuri dulci doar culorile pastel și mirosul de prospețime, așa simți tu. Totul este romantic pentru tine, prefer lenjeria de mătase, șampanie și cercei, cu siguranță prețioase. Adesea, chiar și femeile în vârstă colectează jucării moi. În acest caz, este foarte util ca cel care oferă să se intereseze de hobby-ul tău și de a afla cu atenție cu ce ai vrea să umpli colecția. Dacă ți se dăruiește un smartphone, trebuie să aibă grijă de setul cu cască să fie de înaltă calitate. Nu contează cât de nou este telefonul, pentru tine e mai important că este frumos. Fiind naturală, poți fi angajat în lucrul cu și, prin urmare, o carte cu sfaturi practice în conformitate cu interesele tale va fi foarte utilă. Tot ce poate încălzi corpul și sufletul, toate acestea pot fi un cadou pentru o fată ca tine, balsam, blană. Pulover de lună, lanternă japoneză, pijamale calde, elegante. Fiind o femeie practică, apreciez cadouri pentru casă, un set de lumânări parfumate, prosoape, halate de baie, ceasuri de perete, picturi, nu vei renunța la covorul confortabil. Principalul lucru este să ți încălzească inima vulnerabilă. Acesta este un portret general pentru tine te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.